ziua și bine v-am găsit la o ediție pilot despre piața imobiliară. În această ediție veți avea ocazia să aflați multe informații utile de la expertul în domeniu, Marius Mitrofan, agent real estate, cu experiență vastă în domeniu și cu o expertiză recunoscută și apreciată nu numai de clienți, dar și de instituțiile de real estate concretizate în premii. Marius este, de fapt, co-host în această emisiune. Bună ziua și bine v-am găsit la prima ediție a emisiunii imobiliare din zona Toronto. Suntem în februarie 2021, aproape la un an de la primul lockdown, care a trecut anul trecut în 16 martie în Toronto. Și aș dori să discutăm puțin despre evoluția pieței imobiliare, mai puțin statistics, pentru că ce se întâmplă? Toate numele pe care le vedeți dumneavoastră la televizor nu se aplică exact la locul unde locuiți noastră. Este o zonă mare, GTA-ul are 5 milioane de locuitori și toate statisticile vă derutează complet. Deci dacă vreți într-adevăr să aflați ce se întâmplă exact în neighborhood-ul dumneavoastră, atunci trebuie să luați legătura cu un profesionist și să vă spune exact ce se întâmplă în zona respectivă, pentru că dacă te uiți la toată zona Toronto, este atât de misleading, este atât de inaccurate, să spun așa, încât veți fi dezamăgiți. Ce vreau să vă spun, cu ce vreau să încep acum, este faptul că ceea ce se petrece în piața imobiliară acum este foarte unusual, este foarte, foarte ciudat, pentru că toate business-urile sunt închise sau majoritatea business-urilor sunt închise și oamenii nu mai au de muncă, nu mai pot lucra, nu mai pot să își facă business-ul cum normal și îl făceau în anii din urmă, dar totuși prețurile caselor sunt cresc într-un mod incredibil. Una datorită shortage-ului, datorită faptului că nu sunt foarte multe case pe market la momentul respectiv. Pe de altă parte, un alt aspect este că toți cei care locuiau la condo și poate nu aveau un balcon sau o terasă, fiind în lockdown, pur și simplu se simțeau ca într-o cușcă, ca într-un spațiu în care nu aveau aer și atunci toți acei oameni vor să cumpere o casă cât de mică, un backyard în care să poată să respire, în care să poată să simte că trăiesc. Și atunci, pe lângă acest lucru, este un alt aspect. Creditul ipotecar este foarte jos. Deci de 15 ani de când fac real estate, ratele nu au fost atât de jos, adică la genul 1.68, 1.7 pe 5 ani, deci mortgage fix, ceea ce este aproape, deci rata este aproape zero, adică aproape, cum să vă spun, este o rată care face ca foarte mulți oameni care nu se gândeau să cumpere și care stăteau în rent, acum să se gândească să own something, să cumpere ceva, pentru că face sens. Și deci, plus emigrația din ultimii ani, care a fost foarte mare, aproximativ 330.000 de oameni în fiecare an erau în Canada, veneau, toate aceste aspecte fac ca piața imobiliară, ca valoarea pieței imobiliare să crească fantastic. Părerea mea este că este o creștere foarte mare, nesănătoasă, să spun așa, pentru că dacă stăm să ne gândim, majoritatea dintre noi, majoritatea oamenilor, businessmenilor, majoritatea nu mai fac banii sau nu mai câștigă banii pe care îi câștigau acum câțiva ani. Deci, income-ul se duce în jos, dar totuși casele ca valoare se duc în sus. Este de neexplicat, să spun așa. Știm că a cumpăra o casă poate să fie dificil pentru anumite persoane. Care este strategia cumpărării unei case din punctul tău de vedere? În primul și primul rând, în momentul în care vă gândiți să cumpărați ceva acum, pentru că ratele sunt foarte mici, sunt extraordinar de mici, ar fi să vorbiți cu mortgage broker sau cu banca cu care lucrați și să obțineți un pre-approval. Asta este primul step, este foarte important. Al doilea este faptul că
Orice ofertă se pune la momentul actual la orice casă trebuie să fie o ofertă fără condiții. Deci, dacă puneți condiții, nu aveți nicio șansă să cumpărați o casă. La toate listing-urile care sunt, datorită faptului că este un shortage, deci nu sunt foarte multe pe piață, sunt 10, 20, 30, 40 de oferte. Tocmai am participat acum câteva zile cu niște clienți în Guelph. Vreau să le cumpăr un townhome, freehold, deci care nu are maintenance fee, și au fost 40 de oferte și s-a vândut cu, deci era listat la 600.000, s-a vândut la 820.000. Cea mai bună vânzare în zonă era 710.000 înaintea acestei vânzări. Pur și simplu, deci gândiți-vă, nu numai în Toronto, și în zonele adiacente, deci Guelph, Kitchener, Cambridge, Simcoe, în Simcoe County, Barrie, spre Est, în Belleville, deci numai, se întâmplă numai și numai multiple offers, adică oferte multiple. Este ceva ce nu s-a întâmplat niciodată în piața imobiliară, deci nu-mi place, sincer, nu-mi place această market, pentru că, în primul rând, pune o presiune foarte mare pe cumpărători, deci la un moment dat, dacă se merge în ritmul acesta în câțiva timp, în câteva luni, într-un an, în doi, casele devin unaffordable, deci nu mai poate nimeni să cumpere o casă. Și ce este trist este că oamenii care au salvat ceva bani în decursul acestor ani și își doreau cu ardoare o casă, pur și simplu nu mai pot obține. Să vorbim puțin despre piața imobiliară. Cum o vezi tu? Cum ți se pare în acest moment? În octombrie 2020, deci între octombrie 2020 și februarie 2021, casele aproape în toate zonele din GTA și aproape de GTA au crescut cu 10-15%. Deci, vă dați seama, doar în 4 luni creșterea este incredibilă, 15%. Oare salariile noastre sau salariile tuturor sau cresc cu această rată? Nu cresc. Deci, problema e că este o disproporție între creșterea salariilor și creșterea caselor. Ce pot să vă spun? Este aproape de neexplicat. Acum, vreau să dau câteva idei cum ați putea să obțineți o casă în cazul acestui market nebun. Deci, în primul rând, trebuie să, după cum v-am spus, să vă obțineți o preaprobare. Și dacă acest mortgage broker, referral de la bancă este cineva în care aveți încredere și în care este profesionist, este perfect. Ideal ar fi ca să, în cazul meu, dacă vreau să am 100% succes, atunci totdeauna îmi îndrum clienții să îmi accepte un referral pe care a unui mortgage broker pe care eu îl cunosc și lucrez de foarte mulți ani. Este foarte important acest lucru. De ce? Pentru că dacă vrei să câștigi o casă la momentul actual, după cum am spus, la aceste 10, 20, 30 de multiple offers care petrec în fiecare zi la fiecare proprietate, noi trebuie să fim siguri că punem o ofertă firm, adică care nu are condiții. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că agentul trebuie să știe foarte clar, foarte precis că tu ca și client te califici la acel amount și în momentul în care nu pui condiția de financing ca să poți să câștigi această casă, să nu fii în pericol să nu te aprobe banca pentru aceea. În momentul în care clientul folosește alt mortgage broker, care agentul nu-l cunoaște, poate să fie o discrepanță și poate să fie o miscommunication, adică o lipsă de comunicare și care vă poate pune în pericol. Adică puteți pierde depozitul pe care îl puneți pentru că dealul nu se poate închide. Decizia de a cumpăra o casă este foarte mare și cred că ești de acord cu afirmația mea. Dacă poți să ne oferi câteva sugestii pentru atunci când cumpărăm o casă. E o problemă acum foarte mare cu appraisal value. Deci, în momentul în care cumpărați o casă la multiple offers și care prețul este mult mai mare decât ultima vânzare care s-a trecut poate acum o lună, două, trei în urmă, banca trimite appraisal-ul să verifice dacă valoarea proprietății este
conformă cu realitatea. Și de obicei, prețul este mult mai conservativ, este mult mai jos decât prețul la care dumneavoastră o cumpărați. Și atunci există pericolul că dacă aveți buget restrâns și vă bazați, de exemplu, pentru 10% down payment sau 15% sau, mă rog, cât puneți 20% ca să salvați acel insurance de la CHMC, s-ar putea să fiți puși în situația în care appraisal-ul să fie mult mai jos decât prețul de cumpărare, să spunem cu 50.000 sau poate chiar cu 100.000, și atunci pe lângă acel 20% sau 15% sau 10% cât v-ați fi închipuit că puneți, va trebui să puneți acel amount plus diferența de valoare între prețul care vi l-a dat banca și prețul de cumpărare. Poate să fie 50 sau 100.000, deci trebuie să aveți bani suficienți în account, savings account, ca să puteți să închideți deal. Deci sunt niște, cum să vă spun, sunt niște situații deosebite și foarte dificile în piața actuală ca să puteți obține o casă cu un mortgage extraordinar de jos, deci cum am spus, la 1.68-1.70, fix pe 5 ani, dar este foarte periculos. Deci de aceea trebuie să aveți un agent de top, să aveți un agent care știe ce face, să aveți un agent care are acele conexii cu acei mortgage brokers de care vorbeam, ca să puteți fi sigur că acea casă și appraisal-ul va fi foarte aproape de prețul de cumpărare, să fiți sigur că o puteți obține la acea multiple offer. Pentru cineva care nu este în domeniu sau nu a experimentat vânzarea sau cumpărarea unei proprietăți, ce poți să ne spui despre multiple offers? De obicei, agenții de listing pun prețul casei mai mic cu, să zic, 5%, 10% decât valoarea reală a casei, deoarece ei doresc ca să aibă, să vândă într-o săptămână, că de obicei cam aceste oferte se prezintă cam într-o săptămână de la data la care a fost pus listingul pe piață. Și ei de ce fac lucrul acesta? Pentru ca cumpărătorii, când văd un preț foarte jos, atunci ei se înghesuie ca să pună ofertă, să vadă casa și normal ca să pună ofertă. Acum, depinde foarte mult de agentul dumneavoastră, ca și agentul cumpărătorului, cum vă explică această situație. Eu ce fac pentru clienții mei, totdeauna când îmi dau un listing pe care doresc să-l vadă, eu totdeauna mă uit la el, văd ce listing price are și mă uit imediat să văd ce s-a vândut cu aceleași renovări, aceeași clasă cu aceleași renovări, cu aceleași taxe de proprietate. Taxele de proprietate este, cum să vă spun, este un semnal, este un semn la care trebuie să te uiți. Adică dacă aceeași casă care are aceeași casă, taxe de proprietate, înseamnă că este foarte similară cu casa care s-a vândut. Și atunci mă uit, presupunem că ar fi 600.000 asking price și mă uit puțin pe ce s-a vândut și văd că acea casă se vinde de obicei cu 800.000. Deci vă dați seama, sau cu 750. Deci 600, 750, deci 150.000 mai jos. În ce răspund la clienții mei? Dragilor, vă rog frumos să nu înțelegeți greșit. Casa asta nu valorează 600.000, valorează 750, pentru că asta s-a vândut deja în zonă. Și atunci le spun, agentul a pus asta ca să aibă 20-30 de oferte. În momentul în care sunt 20-30 de oferte, acea energie se creează și toată lumea competiționează cu celălalt. Și atunci, dacă sunt atât de multe oferte, de obicei, la anumite case sunt 5.000 pe bid, adică 5.000 la numărul de oferte, la altele sunt 7.000 pe bid, la altele sunt 10.000 pe bid, la altele sunt poate $15.000 pe bid. Deci depinde de zona, depinde de valoarea casei, depinde de improvement. Spunând astea, le spun la clienți, dragilor, dacă casa este listată la 6.000, iar ce s-a vândut este 750, părerea mea, bazat depinde de numărul de ofertă din ziua respectivă, probabil se va vinde 800 și. De ce? Pentru că oamenii, cum am spus, biduiesc, se luptă cu unul cu celălalt, se creează acea energie nemaipomenită și atunci se creează acel preț incredibil. Important este faptul să aveți un agent bun care să vă
care să vă spună de înainte, adică să nu vă creeze acea iluzie că ați putea cumpăra casa la 700, poate 20.000, 20.000 mai mult, nu, nici de cum. Dar trebuie să-și facă acea temă de casă, trebuie să vadă ce s-a vândut, trebuie să cumpare taxele, trebuie să cumpare suprafața, trebuie să cumpare upgrade-urile, care sunt cele mai greu de cumpărat, pe care nicio aplicație din lumea asta, la momentul actual, nu poate să facă lucrul acesta. Și pentru acest lucru, noi ca agenți încă mai avem o pâine de pus pe masă. Pentru că toate aplicațiile astea se bazează doar pe costele vânzări, doar pe square footage-ul și pe taxe. Dar nu pot, dar nu iau în considerare acele upgrade-uri care sunt foarte importante. Referitor la investiții, care este diferența dintre casa care are upgrades, ca să spun așa, și o casă care se vinde așa cum este sau as is? Vă dau un exemplu. O casă care nu are upgrade floor-ul și, să zic, are 2000 de square feet, diferența de valoare între una care are floor-ul renovat și alta care nu are floor-ul renovat poate să fie și 50-60 de mii de dolari. De ce? Pentru că ca să schimb floor-ul te costă, să zic, 20 de mii. Dar valoarea care se creează este de 26 mai mult. Adică nu este 20.000, pentru că nimeni nu ar vrea să facă această renovare. Dacă ar fi increase în value, doar 20.000. De ce fac oamenii lucrul acesta? Ca să câștige ceva. Este un investment pe termen scurt. Bun, revenim la multiple offers. Deci, este foarte important ca să aveți un mortgage broker pe care agentul dumneavoastră îl cunoaște foarte bine și este în directă legătură cu acel mortgage broker. A doilea lucru, trebuie să faceți un pre-home inspection în cazul în care agentul de listing nu are acel pre-home inspection pregătit. Eu de obicei la listing mele îl am. Asta mi se pare un lucru foarte, foarte negativ. Eu vă spun sincer, prefer eu să plătesc ca listing agent un home inspector ca să-mi facă un pre-listing home inspection. De ce? Pentru că atunci ajut vânzătorul meu să fie sigur că are numai oferte firm, adică fără condiții. Pe de altă parte, ajut buyer agency care vor să pună o ofertă și nu vor mai trebui să mai facă ei un home inspection. De ce? Pentru că dacă ei fac un home inspection în perioada de o săptămână pe care eu o pun pe piață, atunci practic limitez numărul de showing-uri ale mele. Deci practic mă lovește pe mine ca vânzare, ca preț de vânzare, pentru că eu am fost atât de greedy să nu fac un home inspection. Eu totdeauna la listing-urile mele, eu am home inspection-ul făcut. Mă costă 400 de dolari, dar este un good investment. Deci asta înseamnă că țin la seller-ul meu, țin la omul care m-a angajat. De ce? Pentru că noi totdeauna dorim ca acea casă să fie perfectă și dacă, apropo de lucrul acesta, în momentul în care facem un pre-home inspection, dacă găsim ceva care nu este ok, atunci noi, eu spun acelui seller al meu, clientului meu, dragul meu, trebuie rezolvate acele prize care nu funcționează sau trebuie rezolvată acea problemă care nu e ok, pentru că este un impact asupra prețului de vânzare și nu vreau ca tu să fii dat în judecată după ce s-a închis deal de către cumpărător. Deci sunt atât de multe aspecte, atât de complexă situația și în partea de cumpărare și în partea de vânzare, încât este necesar să aveți cel mai bun agent posibil. Faceți cercetări, uitați-vă după review. Este incredibil, pentru că este cea mai mare investiție a vieții noastre. Nu puteți să o puneți pe mâna cuiva care vă dă un discount fee sau un cashback sau așa. Dumneavoastră trebuie să fiți oameni deștepți, să vă gândiți că este cel mai mare investment a vieții dumneavoastră și doriți cel mai mare return. Cine vă poate oferi acel return? Un agent care este un discount agent sau un agent profesional care vă spune tot ce trebuie să faceți, să luptă pentru dumneavoastră, să dea cel mai bun preț posibil.